Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. M-am gândit tot de aseară să fac un clip în care să vă spun cam cât porumb, grâu, amestec urluială cu soia, cu amestec din acesta, crupe într-un fel, cam cât folosesc pe lună și cam cât consum cu toate animalele, deci capre, iepuri, câini, rațe, găini, biblici, porc. Consum foarte, foarte mult și se duc foarte mulți bani. Deci consum undeva la 200 de kilograme de porumb. Este enorm. Dar n-avem ce face. Câte un sac de un sac jumate de granule pentru iepuri, undeva la 15 kg sau ceva genul, pentru că ele le dau pe jos, eu le pun iar, adică sau 10 kg, cam așa ceva. Plus burian, alte chestii. Mai consum undeva la 40 de kilograme, 50 de kilograme de grâu și cam un sac jumate de amestecătură fărâmată, adică floarea soarelui, soia, grâu, porumb și ce mai au pe acolo. Orz pentru pui și boboci. Plus granulele care le cumpărăm pentru pui și boboci. Adică se consumă foarte mult într-o lună, deci pe lună se consumă foarte mult, dar nu avem ce face. Probabil, de fapt, o să renunț la câteva din ele. O să renunț la acest rățoi maro. O să renunț la... O să tăiem două găini. Rațele vedem cât vom păstra din ele, vom vedea. Vom tăia această găină de aici, de aici, și vom vedea ce vom mai tăia. Deocamdată nu știu. Cum vedeți, am dat puțin trifoi la iepuri. Ia uitați cum mănâncă. Ia uitați, ouă, 4 aici, aici 5. Și uitați aici. După cum vedeți, acesta este un ou de bibilică. Stați că nu focusează. În fine, hai să mergem puțin mai la lumină, să-l vedeți. Ia uitați-l. Bibilici de anul trecut de la din ouă de la Vasi Rusnak. Aici sunt găini, rațe, adică ia uitați și oul de la rața moțată. Am uitat să vă... și cu această găină vom tăia și această găină. Am uitat să vă spun. Cu rața leșească, apropo de ouă. Chiar alaltă ieri am avut un record în fermă, am luat 30 de ouă. De la toate, rațe și găini. După cum vedeți, caprele sunt pe deal. Hai să mergem și puțin și până la rața leșească să vă arăt. Aici am pus acest geam pentru că a plouat foarte curând și a plouat foarte tare. Ia uitați rața leșească. Am scos 7 ouă de la ea, deci avea 19 ouă, am scos 7 ouă. Din păcate, nu toate erau infertile, doar 3 erau infertile și 4, pentru că au fost prea multe ouă, nu le-a încălzit foarte bine și s-au format foarte, foarte încet. Așa că ar trebui să le scot. Nu am avut ce face. Hai să vedem. Vă arăt și vouă. Ia uitați-le, acolo nu o deranjez foarte mult, o lăs aici în pat, în legea ei. Dragi prieteni, cam acesta a fost clipul, dacă vă plac vlogurile, mi le v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, share, subscribe, ne revedem data viitoare. La revedere!